Sistemul de sănătate din România s-a jucat câteva zeci de ore cu viața unei tinere de 25 de ani care suferea cumplit și avea nevoie rapid de ajutor după ce corpul i-a fost ars pe jumătate într-o explozie. Fata a fost plimbată cu un elicopter de la Tulcea până la Sibiu, iar de acolo la Constanța, pentru că spitalul din Timișoara, unde centrul operativ pentru situații de urgență a decis că poate fi tratată, nu era pregătit să rezolve astfel de cazuri și nu a primit-o. Abia după 40 de ore de chin a fost trimisă în Belgia. Ministerul Sănătății caută acum vinovați. Tânăra petrecea alături de iubitul ei într-o cabană de pe malul Dunării, în localitatea Sfântul Gheorghe, când s-a produs explozia. Băiatul ar fi vrut să facă mai cald în cameră și, fără să se gândească la urmări, a aruncat benzină în sobă ca să dea putere focului. Era duminică, ora 23. Secvențele care au urmat sunt dramatice. El a spart cu cotul geamul și a sărit în apă. A ieșit pe mal și un băiat a văzut fum. A auzit țipete, a început să țipe, sora mea. El s-a dus, a luat o pătură, a udat-o, a pus-o pe el și a intrat peste ea și a scos-o afară. Salvatorii au putut ajunge la ei doar pe apă, iar drumul până la spital cu șalupa a fost lung. Abia ieri dimineața la ora 4, tânăra a fost internată la terapie intensivă, în Tulcea. Pentru că avea arsuri grave, doctorii au apelat Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, ca să o transfere într-o clinică unde putea fi tratată. Cel puțin în teorie, centrul ar trebui să știe în orice moment în ce spitale sunt paturi libere pentru mari arși. Reprezentanții COSU i-au anunțat pe medicii din Tulcea că pacienta poate fi dusă la Timișoara. La ora 16, tânăra a fost urcată într-un elicopter smurd și trimisă către spitalul indicat. Cine a decis să fie transferată la Timișoara? Prin COSU se fac astea. Deci prin COSU, nu altfel. Elicopterul smurd nu a mai ajuns însă la Timișoara. Salvatorii au fost anunțați în zbor că spitalul de acolo nu poate primi pacienta, pentru că nu are aparatura necesară ca să o trateze. Cele 3-4 pentru mari arși vor fi date în folosință abia la sfârșitul lunii. Nu primim leziuni de arsură mai mari de 20%, lucru care l-am consemnat și semnat și am trimis către acest centru operațional de urgență. Cei de la COSU să dirigeze un pic mai bine sau să nu creeze această situație cum a fost fata asta de plimbată cu elicopterul. Elicopterul smurd în care se afla tânăra de 25 de ani, în stare gravă, a fost întors din drum când ajunsese deasupra Sibiului. Ulterior a fost dirijat către spitalul din Constanța, o unitate medicală nepregătită să trateze mari arși. Pacienta a fost totuși internată acolo aseară, la ora 19:30. Unde s-a plimbat elicopterul 4 ore? Noi asta vrem să știm. Deci a plecat la 4, din Tulcea. A ajuns la ora 8 la Constanța, direcția a fost Timișoara. Deși spitalul din Constanța nu este pregătit să trateze mari arși, tânăra de 25 de ani a trecut acolo prin două operații. Disperați, părinții ei au început să caute ajutor pe rețelele sociale, ca să își trimită fiica la un spital privat din Olanda. Abia după 40 de ore de la primul apel, care anunța la 112 cazul tinerei, cu rând pe jumătate din corp, responsabilii din sănătate fac ce ar fi trebuit să facă de la început și iau decizia să o transfere spre un spital din Bruxelles. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, nu are încă explicații. Nu pot să vă spun, îmi fac și eu propria anchetă. În România, pentru mari arși, sunt disponibile doar 13 paturi, în spitale din București și Brașov. Cei care au condus, ori conduc Ministerul Sănătății, au promis și altele, în Timișoara și Iași. Începând cu peste 6 săptămâni, aceste spitale vor începe să aibă aceste echipamente. Au fost finalizate procedurile pentru ultimele componente, iar livrările probabil vor fi între 6 săptămâni și 8 săptămâni. În aprilie 2019, secțiile de mari arși din Iași și Timișoara nu sunt încă gata. Nu este gata nici protocolul prin care spitalele pot trimite direct pacienții cu arsuri în clinici din străinătate, deși Ministerul Sănătății se lăuda că a găsit o soluție încă de anul trecut. Din păcate, aceste protocoale nu se pot face între Ministerul Sănătății și acele spitale, ci între spital-spital. Noi am găsit o soluție de mijloc, aceste protocoale să se facă între COSU și spitale. Două spitale din Belgia au răspuns. Între timp, fata de 25 de ani se luptă să trăiască. Speranța este acum la medicii din Belgia. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.